Bun găsit, doamnelor și domnilor, vacanță prelungită și cumva mai înainte de termen. Suntem în a șasea zi de grevă în educație, iar toate semnalele vin cu fum sau fără fum alb de la Palatul Victoria. A fost în urmă cu câteva minute o declarație de presă a liderilor de sindicat care au ieșit de la negocieri. Și știți cum au ieșit? Exact cum au intrat. Pentru că am înțeles de la domniile lor că domnul ministru al muncii, domnul Marius Budăi, este însărcinat, ce îmi place cuvântul acesta, cu niște discuții. Acum, cu domnul Budăi, știți cum e, eu am o părere absolut fantastică despre domnia sa, că ce zice luni, uită marți, își aduce aminte miercuri și schimbă totul joi. Dar domnul Budăi are dublă misiune în această săptămână, pentru că va trebui să insereze în legea pensiilor, pensiilor speciale, niște amendamente destul de interesante. Vom vorbi la timpul potrivit. Mă grăbesc pentru că încercăm o legătură în direct cu unul dintre sindicaliștii care au participat la negocieri. De aceea, doamnelor, domnilor, vă prezint invitații. Viorica Dăncilă cu noi. Sărătuna! Eu am mulțumesc pentru invitație. Avocat, dar și liberal, de asemenea cu noi, Ligia Popescu. Bun găsit, doamnă! Bună ziua! Octavian Bădescu, membru AUR. Bun găsit, domnule Bădescu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Magda Bistriceanu cu noi. Bun găsit, Magda. Mulțumesc pentru prezență. Lucian Iliescu cu noi. Bună ziua. Bun găsit. Săptămână bună. Doamne ajută, secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor Bogdan Dumea, reprezentat PSD. Bun găsit. Bună ziua, mulțumesc de invitație. A șasea zi and counting, grevă în educație. Da, dragilor, avem multă treabă, pentru că ia greva. Perfect. A dat peste cap întreg calendarul de sfârșit de an. Consiliul Național al Elevilor a trimis o scrisoare deschisă către guvern, către Ministerul Educației, dar și către liderii de sindicat, prin care cere o derogare, într-un fel sau altul, pentru bacalaureat. O să comentăm și acest lucru. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Nistor! Bună ziua, domnule Botin! Domnule Nistor, ce s-a discutat acolo la Palatul Victoria și care sunt șansele să vă înțelegeți până la urmă în viitorul apropiat? Astăzi nu a fost o discuție la Palatul Victoria, am fost invitat la Ministerul Muncii, unde a avut loc o întâlnire cu Ministrul Muncii, cu domnul Budăi, și cu doamna Ministru al Educației, doamna Ligia Deca. Noi am reiterat încă o dată care sunt solicitările noastre, deci este vorba de acea creștere a veniturilor cu 25%. Am oferit și soluții vis-a-vis de rezolvarea acestei probleme pentru a acoperi până la urmă perioada de 7 luni care a mai rămas până la sfârșitul anului și, bineînțeles, data de la care va intra în vigoare viitoarea lege unitară de salarizare. De asemenea, am cerut prinderea, printr-o ordonanță de urgență, acelui reper foarte important pentru noi, care trebuie să stea la baza negocierii pe grila de salarizare, adică reper legat de salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată, care ar trebui să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Dacă avem acest salariu al debutantului asumat ca și valoare, putem creiona mai departe toate celelalte funcții din sistemul de învățământ preuniversitar. Ce au spus partenerii de discuție? Partenerii de discuție au înțeles mesajul nostru. Decizia însă revine coaliției. Urmează ca cei trei președinți ai PSD, PNL și UDMR să iau o decizie politică. Pentru că totul se rezumă, așa cum am mai spus de multe ori, la o decizie politică.
Domnule Nistor, și totuși, pe de o parte, există oameni care încurajează această grevă a sindicatelor din educație, dar sunt copii care aveau totuși un calendar bine stabilit. Ce se va întâmpla dacă nu reușiți să ajungeți la un acord? Va fi o derogare, măcar pentru clasele terminale, pentru elevii de clasa a 12-a? Veți ține acest protest până, nu știu, habar n-am până când. Adică, cum... Problema este că... Vă rog. Domnule Botin, pe noi ne interesează mai puțin încurajările unora vis-a-vis de prelungirea acestei acțiuni de protest. Pe noi ne interesează în primul și în primul rând ceea ce își doresc colegii noștri, membrii de sindicat, dar și nemembrii de sindicat. Ei sunt singurii în măsură să decidă continuarea acestei forme de protest sau stoparea ei. Ca să poată fi stopată, ei trebuie să primească o soluție care să fie corectă din partea guvernului și a coaliției care se află la guvernare în momentul de față. I-am transmis foarte ferm ministrului Muncii astăzi că nu ne dorim continuarea acestui conflict, că dorim să ne întoarcem cu toții la catedre cât mai repede cu putință, dar totul depinde de urgentarea adoptării unei decizii politice. Da, da, ați vorbit cu ministrul Muncii, cel care în urmă cu câteva zile spunea foarte clar, păi de unde să vă dăm, că nu avem de unde să vă dăm. Acum a înțeles și se duce cu mesajul dumneavoastră la liderii coaliției. Nici. Și aia o să-l întrebe și de unde îi dăm. Păi nu avem, că am zis eu acum 3 zile sau 5 zile. Este treaba liderilor politici să iau o decizie ca atare. Este treaba lor să-și facă calcule. De asta au ministru de finanțe, de asta au numeroși experți în domeniu. Trebuie să arate că, într-adevăr, învățământul este o prioritate națională. Și nu o prioritate doar prin vorbe, ci prin fapte. Domnule Nistor, n-am apucat să discutăm așa cumva față în față, dar eu m-am întrebat de foarte multe ori, de ce ați ales sfârșitul lunii mai ca dată de protest? Pentru că întotdeauna mișcările de protest din educație au fost făcute la începutul anului școlar. De ce ați ales acum? Și mai ales ați ales cumva pe o posibilitate de rotativă guvernamentală. De ce ați ales, de ce timingul, de ce a fost ales așa? Domnule Botin, vă spun cu toată sinceritatea. Pe noi ne interesează prea puțin disputele politice și rotativa care ar trebui să aibă loc la nivelul conducerii executivului. Am încercat încă din luna decembrie să atragem atenția executivului că avem niște probleme și ele trebuie rezolvate în regim de urgență. În luna decembrie nu se punea problema declanșării unei greve generale. Deci au trecut 6 luni de atunci. 6 luni în care problemele noastre puteau fi analizate, 6 luni în care oamenii politici care au fost atenționați și nu la televizor, ci în scris, puteau să intervină, astfel încât să nu ajungem aici. Au ieșit peste 15.000 de oameni în stradă pe 10 mai. Nu a existat nicio reacție din partea factorilor decidenți, din partea partidelor care formează această coaliție. Atunci nu are rost să venim cu astfel de acuzație că ne-am ales noi prost momentul. Dacă e să mă gândesc, ori de câte ori s-a declanșat vreo acțiune de protest în învățământul preuniversitar, de fiecare dată a apărut reproșul. Dar de ce v-ați ales acest moment? De ce la începutul anului școlar? De ce n-ați găsit o altă perioadă? Eu știu că unii și-ar dori să facem greve în vacanță, atunci când nu deranjăm pe nimeni. Dar fără supărare, gândiți-vă că sunt 30 de ani în care s-au acumulat niște nemulțumiri, că în momentul de față este o reacție foarte clară, nu numai din partea membrilor de sindicat, inclusiv din partea membrilor de sindicat. S-au săturat să fie ignorați, s-au săturat să fie umiliți, s-au săturat să fie jigniți. De asta domnule am ajuns Nistor, aici. Deci, domnule Nistor, nu era vorba de acuze. Nu are niciun fel de conotație politică. Am înțeles, nu era vorba de acuze, ci era vorba despre faptul că s-a tot vorbit despre... Nu, e o întrebare corectă. Despre mișcarea asta sindicală, că dumneavoastră, liderii de sindicat, ați fi generat această mișcare din punct de vedere politic, ar fi convenit cuiva sau altcuiva. De asta și s-a tot vorbit și se vorbește în continuare despre acest lucru. Că ați fi domnul făcut Botin. Jocul cuiva sau altcuiva. Domnul Botin, ca să vă dau o explicație foarte clară. Unii ne acuză că facem jocul PSD-ului, alții ne acuză că facem jocul PNL-ului. Ceea ce este o dovadă foarte clară că nu facem decât un singur joc. Jocul pe care ni-l impun colegii noștri, membrii de sindicat.
și colegii membrii de sindicat care au semnat pentru declanșarea acestei acțiuni de protest. Nu ne interesează altceva. Nu ne interesează vreo schimbare de guvern, nu ne interesează cine este premier al guvernului României, este treaba partidelor politice. Nu vrem să fim amestecați în așa ceva. Noi am ieșit pe fondul unor nemulțumiri legitime și există o solidarizare la nivelul societății civile, cum nu a fost niciodată. M-auziți? Domnule Nistor, Magda Bistriceanu sunt. Ce vreau să vă întreb? Am înțeles că în luna decembrie dumneavoastră ați trimis solicitări. Cui ați trimis? Ministrului Muncii, Ministrului Educației și timp de 6 luni de zile nimeni Premierului României. Deci Premierului României. Și în luna ianuarie, domnia sa, după o întâlnire pe care am avut-o, a dispus să constituim o comisie de negociere a unei grile de salarizare care să plece de la ceea ce am stabilit de comun acord. Salariul debutantului cu studii superioare să fie echivalentul salariului din mediul rupt pe economia. Noi am făcut acest lucru. Grila respectivă a plecat de la Ministerul Educației, asumată și de Ministerul Educației și a ajuns la Ministerul Muncii. În luna februarie am apelat la toți oamenii politici, inclusiv la președintele României. Și am cerut clar să tranșăm odată această problemă. Deci, practic, 6 luni de zile nu v-a băgat absolut nimeni în seamă. Pe de altă parte, spuneați că ați avut astăzi discuții la Ministerul Muncii. Mă uitam zilele trecute, în momentul în care ați declanșat greva, însuși premierul, domnul Ciucă, spunea că revendicările celor din educație sunt foarte greu de îndeplinit, pentru că România ar intra într-un deficit bugetar și riscă să piardă bani europeni. Dumneavoastră, astăzi ce vi s-a spus? Doamna, cu tot dragul, cu toată înțelegerea, eu stau și mă gândesc ce se va întâmpla cu învățământul românesc în 2-3 ani. Învățământul românesc subfinanțat, învățământul românesc care se află într-o criză legată de resursa umană fără precedent. Guvernul trebuie să stabilească niște priorități în privința modului în care își alocă banii de la buget. Guvernul face prioritizarea, iar când este vorba de educație, categoric nu trebuie să existe niciun fel de argument sau justificare că nu se pot aloca bani. De acord cu dumneavoastră, domnule Nistor, greva dumneavoastră este justificată, întotdeauna dascării merită mai mulți bani, dar în toate aceste discuții ați făcut vorbire și despre criterii de performanță, pentru că acum sec să discutăm și cu toate sau fără menajamente. În momentul în care, Doamne ajută, să primească mai mulți bani la salariu, putem discuta și despre anumite criterii de performanță în cazul ăsta? Domnul Botin, vreau să vă spun un singur lucru. În nicio țară europeană să știți că nu există vreo salarizare făcută pe baza unor criterii de performanță. Există un salariu de intrare în sistem și un salariu cu care, la care vei ajunge după o anumită vechime pe funcția respectivă. La noi se vine cu ideea unor criterii de performanță. Nimeni n-a reușit niciodată să stabilească care sunt criteriile și cum anume le poți cuantifica în creșteri salariale. Pot să vă dau un exemplu mai mult, că dacă stau să mă gândesc pe legea salarizării, fiecare unitate școlară ar fi trebuit să dispună de 5% din bugetul pe salarii, bani care să poată fi utilizați pentru o salarizare diferențiată. Articolul respectiv a fost prorogat de când a apărut legea salarizării. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă aș vrea să facem o salarizare, mi-aș dori să facem o salarizare diferențiată, din păcate acest lucru nu se poate întâmpla și nu s-a întâmplat. Și nu din cauza noastră, ca să fim foarte bine înțeleși. Ce procent v-ar mulțumi până la urmă, domnule? Iar pe de altă parte, ceea ce este important, gândiți-vă la următorul lucru. Gândiți-vă la următorul lucru. Învățământul trebuie să fie atractiv pentru tineri, pentru cei care au vocație. Cum să fie atractiv când salariul de intrare este de 2400 de lei, 2500 de lei, din care majoritatea se duc pe navetă și, bineînțeles, ce mai rămâne, abia dacă se pot descurca de la o lună la alta. Cum să fie motivant? De ce ar trebui să urmezi o carieră didactică? Și sunt toate statisticile făcute, nu de organizațiile sindicale, de orice instituție, la nivel european. Am înțeles. Suntem într-o criză fără precedent. Ce procent nu v-ar conveni, domnule Nistor? Și atunci... Domnule Nistor, este o negociere. Trebuie să-mi convină. Da, știu, faceți referendum. Ce procent ar fi acceptat de sindicaliști? Nu mie trebuie să-mi convină. Ok. Da. Nu mie trebuie să-mi convină. Dar care e procentul ăla? Când faceți o negociere, mai dă el, mai lași tu sau invers. Cât ar fi corect și...
pentru toți membrii de sindicat o mărire de salariu? În procente. Nu, pentru, e vorba de toți salariații din sistem. Încă o dată, noi nu negociem doar pentru un anumit segment. Am da? Înțeles. Cât... Noi discutăm de salarizarea tuturor celor care lucrează sistemul de învățământ preuniversitar. Să afle și coaliția. Cifra. Dar li s-a dat. Care ar trebui să fie pasul care să fie credibil în fața colegilor noștri? O creștere a veniturilor cu 25% până 25%. La 1 ianuarie. Iar de la 1 ianuarie se intre în vigoare legea unitară de salarizare, noua lege în care să se pună în aplicare acea nouă grilă care să plece de la salariul debutantului cu studii superioare. Știu că trebuie să plecați. Mulțumesc, domnule ministru. Îmi cer scuze, nu pot să mai rămân. Da, am înțeles. Vă mulțumesc din suflet. E important pentru elevi. Trebuie să dea un semnal. Da, pentru elevi semnalul e că nu. Li se încheie mediile. Nu li se încheie mediile. Mai vedem. Există examen de la clasa 8-a. Nu încă. A ieșit doamna Deca și a spus niște chestii, dar nu se știe exact. Nu doamna Deca trebuie să spun. Doamna Deca este ministrul educației, da? În cazul. În acest moment nu suntem în situație. Lasă-mă să zic! În acest moment nu suntem în situația în care să temporizăm calendarul de examene anunțat. Singurul lucru pe care site ce se întâmplă... Se va prelungi dacă este examenele clasa 6-a, anul școlar. Calendarul, în caz nu se va decala bacaloriatul. Eventual se vor prelungi înscrierile pentru bacaloriat, tocmai în ideea de a nu periclita pentru toți copiii, dar pentru o anumită categorie care vizează universități din străinătate, să se încerce să se echilibreze situația, ceva, nu se pune problema. Vreau să mai pun ceva în ecuație și aveți puteți sau vorbi. Nu copii. Copiii la ora asta Lucian, au doar o notă. Lucian, le trebuie două note să ne încheie Lucian, o medie la o materie. Tocmai asta vă explicam. Cine dă a doua notă dacă o parte din profesori nu mai merg la sălile de curs? Tot același profesor, probabil. Nu știu, habar n-am. Domnul Budăi, poți discuția cu sindicaliștii? A zis. Ce a zis, hai să ascultăm împreună ca să avem tot scenariul în cap și apoi discutăm aici în studio. Eu fac tot posibilul ce îmi stă mie în putere ca ministru al muncii să discutăm pe legea salarizării. Nu știu dacă neapărat discuțiile cu mine vor închide greva, cred că asta toată coaliția vom decide în perioada următoare. Așa, și acum hai să dăm drumul la treabă. Deci care va să zic că suntem în a șasea grevă, 25% și când mai vine grila de salarizare, să intre grila de salarizare, așa și nu-i nimic politic și sindicatele în stradă și mâine la Cotroceni protest, vor să intre la președintele Iohannis. Ok, cum procedăm de acum înainte? Păi avem doi reprezentanți ai coaliției de față, PNL-ul și PSD-ul. Poate ne spun de ce nu e gata acea lege a salarizării, pentru că asta reclamă și profesorii. De atâta timp se așteaptă, dacă toți sunt de acord, că așa am înțeles, că toată lumea e de acord cu greva profesorilor, pot da o ordonanță în care să spună procentul nu pe pot. Care la loc, ulterior acest procent se va regăsi în legea salarizării. Nu, că vrea acum, așa, cumva retroactiv, de la 1 ianuarie 2023, 25%, și când o catadisi domnul Budăi să facă legea salarizării și să o prezinte Parlamentului. Laurențiu, nu-ți se pare că e o bătaie de joc? Acum să se mai adaugă nu știu ce. Domnul cu niște vouchere ca la asistații sociali, la cine? La profesori și ai pretenții ca învățământul să fie... Păi doamna Ligia Deca n-a avut nicio problemă când s-a tăiat de la bugetul educației. N-a avut absolut nicio problemă. Și acum plânge pe umărul profesorilor. Domnul Budăi ne spunea, părinții noștri, copiii noștri, bunicii noștri, ce face domnul Budăi? Că nu face absolut nimic. Pe de altă parte, tot am văzut poveștile astea cu rotativa, nu e rotativa, schimbarea, nu e schimbarea. Domne, dacă există un protocol, acel protocol trebuia respectat. Asta înseamnă că domnul Ciolacu fuge de răspundere. Ministerul Muncii este la PSD. Putea foarte bine să facă ceva în acest timp. Ce așteaptă? Nu, pe mine m-a frapat altceva. Domnul ministru a spus că a trimis la Ministerul Muncii la domnul Budăi, da? De foarte mult timp toate actele necesare și din luna decembrie, sunt 6 luni de zile. Așa nu cum, ajungeam așa cum în situația spunea asta. Domnul Nistor, acest joc este până la urmă un joc făcut la un moment prielnic sau mai puțin prielnic, însă vedem că intrăm deja în a doua săptămână de grevă, care produce niște efecte semnificative, care se răsfrâng în final asupra copiilor
și părinților. Este drept că nu putem să ne departajăm sau să ne distanțăm de dreptul profesorilor de a face grevă, însă această grevă nu trebuie să se răsfrângă asupra copiilor și părinților. Așa cum ați văzut și ați menționat mai devreme, PSD este de acord cu aceste creșteri. Trebuie să vedem în ce măsură ele pot fi făcute și în ce procent. Așa cum ați văzut, ministrul muncii, al finanțelor și toți reprezentanții PSD au fost primii care au invitat la discuții reprezentanții sindicatelor. Nu cred. Și chiar au fost. Și invităm în acest demers și domnul, și pe domnul premier și pe doamna ministru Deca, să explice totuși celor din grevă că acest procent pe care ei l-au cerut nu este posibil în acest moment de pentru bugetul țării. Voi sunteți în coaliție? Voi ăștia, PSD cu PNL și cu DMR, sunteți în coaliție? De ceva timp suntem. Am înțeles, dar am înțeles din ironia. Dacă îmi dați voie să fac și eu câteva precizări. Dar dacă îmi, spune, dacă îmi permiteți să completez și cu soluțiile pentru bani, că până la urmă acolo, acolo este problema. Trebuie să găsim banii și trebuie să vedem de unde îi scoatem. PSD trage din nou semnalul de alarmă că este un moment foarte bun să urgentăm taxa de solidaritate pe veniturile companiilor mari și să implementăm impozitarea progresivă. Asta ca soluție să găsim acești bani de care avem nevoie în educație și sănătate. Dar de cei 15.000 de angajați noi de când sunteți la guvernare în sistemul public, de ce nu vorbiți? Dacă le-a scăzut puterea de cumpărare tuturor oamenilor... De cei 200 de secretari de stat? De cei 200 de secretari de stat, câți consilieri? Vorbim de toate... Câți consilieri? Tocmai s-au înjumătățit? Nu, câți aveți și câți aveți acum? Aveam 4 norme întregi, acum avem 2 norme întregi. S-a înjumătățit. Da, dacă îmi dați voie. Da, da, cum să nu văd? Sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare. Pe de o parte, elevii și părinții care au emoții și pe care domnul Iliescu, problemă pe care a sesizat-o și domnul Iliescu și Magda Bistriceanu. Pe de altă parte, profesorii. Este adevărat că nivelul de trai a crescut foarte mult, că în legea salarizării nu avem cuprinsă inflația, care a crescut foarte mult. Este adevărat că în România e foarte greu să trăiești cu 2400 de lei și că trebuie să se ia măsuri imediate. Eu cred că profesorii ar mai fi așteptat până la legea salarizării, dar există o lipsă totală de încredere. Au fost de atâtea ori aduși să discute cu un ministru, cu altul, cu primul ministru, dacă 6 luni dar nu au a existat răspuns, o finalitate a discuțiilor. Doamna prim-ministru, că vă las să continuați. Mi-aduc aminte că atunci dumneavoastră erați prim-ministru, era senator în funcție, bugetul ministerului... Nu, eu eram senator, dumneavoastră erați prim-ministru al României. Bugetul Ministerului Educației era de 3,4% din PIB. E, acum este de 3,1, deci o scădere de 0,3%. Da, mai... Dar de ce a rămas doar ca și bani? Sunt la fel. Banii alocați Ministerului Educației sunt exact aceiași bani. Deoarece puterea României de cumpărare a crescut. Da, dar gândiți... PIB-ul a crescut a României. Gândiți-vă de că ce n-au rămas... și inflația... Cât era inflația atunci, domnule Iliescu? Eu mă așteptam la doamna Deca să se bată pentru asta. Exact. Măcar să rămână la 3,4. Exact. Noastră... A scăzut atunci sau a crescut procentul ăsta? Am crescut procentul atunci. Mai mult decât atât, în ianuarie salariile profesorilor au fost mărite cu 25% și în martie 2018 au mai fost mărite cu 20%. Încă o întrebare. Deci datele din minister, ce vă spuneau când era noastră prim-ministru? Exista ca și tendință de creștere? Ca și tendință? Ce vă spuneau directorii, ministrul de finanțe? Că și în primul rând, gândiți-vă că PIB-ul a crescut, a depășit pentru prima dată 1.000 de miliarde. Se lua procent din PIB, e normal. Acum nu s-a mai luat procent din PIB. Creștea suma alocată. Dar dacă îmi dați voie, vreau să revin un pic. Facturile pun o presiune suplimentară pe profesori. Inflația este foarte mare. Încrederea că lucrurile se vor schimba este din ce în ce mai scăzută. Vedem o lipsă totală de încredere. Peste toate aceste lucruri, vedem că nu sunt bani pentru profesori, dar în același timp au fost crescute salarii unor directori din anumite instituții, tocmai când profesorii erau în stradă. Cum au interpretat acest lucru? Primul cum interpretăm noi acest lucru? Creșterea salariilor parlamentarilor. Și mai este un aspect. Ne-a dat de la PSD două surse de creștere a veniturilor. De acord. Dar haideți să vă spunem noi alte surse de creștere a veniturilor. Micșorați numărul persoanelor din consiliile de administrație. Micșorați subvenția dată partidelor politice.
mai tăiați din sporuri, reduceți numărul de secretari de stat, ceea ce a spus dumneavoastră, și în Parlament modificați redevența. Dacă aveți acest curaj. Ce a făcut pe vremea lui Emil Boc, știi ce s-a întâmplat? Nu dumneavoastră. Lasă, așa, hai, lasă că avem grevă. 1% acum, din banii unui secretar de stat. 47 de lei lua un membru al CEA, unui comitet. Eu cred că nu să mai, nimeni nu să mai, iar, nu mai iar prezent toate acolo. Acestea sunt discuții. Eu cred că deja se știa despre ceea ce cer profesorii. Cerințele erau publice. De ce a trebuit să mai avem încă o discuție cu ministrul muncii? Serios, nu sunt bani. Domnul Budăi nu a fost în stare să facă legea salarizării, nu a fost în stare să facă legea pensiilor speciale, nu a fost în stare să facă legea pensiilor, are vreo 12.000 de variante la calendele grecești. Întrebarea mea este următoarea. Dar oare trebuie să vorbim doar despre profesori aici? Sau putem să vorbim și despre copii? Păi, putem să vorbim și despre părinții copiilor care în momentul de față sunt zăpăciți de cap și nu știu ce să facă cu aia, micii care nu merg la școală. Nu doar, dar ei plătesc taxe și impozite și nu beneficiază de serviciile pentru pe care le plătesc. Deci politicul de fapt îi prejudicează pe toți. Clienților lui nu e în stare să dea serviciile și furnizorilor nu e în stare să le plătească salariile. Deci ar trebui fetița, poate să se retragă din această chestiune. Nu, dar tocmai din această perspectivă... Clasa 8-a. Credeți-mă, și așteaptă un răspuns de la doamna ministru. Chiar aseară am vorbit cu ea. Am întrebat-o, tată, școala cum? Cine așteaptă răspuns? Fata de clasa 8-a așteaptă răspunsul de la doamna ministru. Da. Dar doamna ministru are nicio combinație aici. Că se vorbește doar despre bani. Și banii sunt la Căciu, la Ministerul de Finanțe și la domnul Budăi, care trebuie să rezolve problema. Asta este problema. O greșeală a liderilor sindicat, că nu vin și cu lucruri asta complementare doar creștilor de salariu. Asta este realitatea. Dacă îmi permiteți și mie, ați atins un subiect foarte sensibil și foarte corect în același timp. Trebuie să existe un echilibru între aceste cereri ale profesorilor și interesele elevilor totuși. Pentru că, așa cum spuneam de la început, există aceste perturbații în desfășurarea anului școlar, care în primul rând se repercutează asupra acestor copii. Noi nu am văzut, din păcate, la aceste negocieri un echilibru din partea reprezentanților profesorilor și rezonabilitate față de măsurile concrete luate de guvern și față de propuneri. Să dar nu de uităm, ce ar exista, doamnă, că mă scuzați și vă întreb. Dacă îmi dați voie și mie să deci nu se poate, dumneavoastră, acum vreți înțelegere de la profesori, vreți înțelegere de la părinți. Dar pe cine ați întrebat când de la 1 martie ați crescut suma forfetară la toți parlamentarii cu 7500? Ați întrebat părinții, ați întrebat profesorii dacă sunt de acord? Okay. Acum așteptăm înțelegere? Cred că oamenii ăștia s-au săturat de vorbe. Nu se întâmplă absolut nimic. Vorbeați de austeritate, vorbeați de înghețarea angajărilor la stat. Se fac în continuare, acum, doamnă. Da, deci eu vreau să spun așa. Spuneți-le ceva concret. Nu este în regulă să bagatelizăm obiectul acestei hotărâri de guvern care se află în momentul de față în transparență decizională. Nu este vorba de vouchere aruncate profesorilor. Este vorba despre un sistem de prime care a mobilizat peste 1 miliard de lei cu surse diferite, din surse europene, din bugetul de stat și așa mai departe. Deci sunt măsuri concrete pe care în acest moment, raportat la faptul că legea salarizării nu este încă structurată, sunt oferite de către guvern. Deci un sistem de prime oferit de către guvern. Nu putem să bagatelizăm aceste măsuri. De asemenea, această categorie a profesorilor în cadrul legii salarizării este analizată, dacă vreți, în raport cu celelalte categorii și problema lor se va rezolva în raport cu toate categoriile vizate de legea salarizării. Noi am urgentat, doamnă membru PNL, dar nu este totul, fiindcă ministru, că o fi el PSD, colegul de lângă mine, că o fi liberal, că o fi al domnului Iohannis, nu a venit să ne spună câți profesori sunt debutanți la ora asta în România? Câți sunt cei care trebuiau să iasă la pensie? Atenție, că în sistemul de învățământ sunt foarte multe cadre didactice care trebuiau să iasă la pensie și sunt ținuți de sistem. Câți, nu știm numărul lor. Ce înseamnă impactul bugetar? Dacă faceți ceea ce cer profesorii, salariul mediu pe brut pe economie, nu spune nimic nici guvernul, nici ministru, nimeni. Domnul Bădescu, stați un pic. Vorbim vorbe. Stați un pic. Stați o țără, da? Noi aici vorbim de o chestie care
A explodat mămăliga, a explodat mămălici, da. Știți povestea aia, da? A explodat mămăliga într-un moment în care, ce să vezi, e cam o romete când a venit ăla cu fonțirea. N-am, bă! Dacă n-am, n-am. Da? Dar masa monetară a fost crescută cu 40%. Masa monetară. Cât ajunge la nu profesor? Nu înțelege nimeni voucher, de masa monetară. Uitați-vă în cameră, domnule, explicați. Știți ce au declarat CFR-ul azi? Că așteaptă guvernul până la 1 iulie la rectificarea bugetară, altfel sunt și ei în stradă. Reprezentanții CFR. Și eu am avut firmă de curier, domnule. Deci dacă mie îmi făceau curierii grevă, eu le dădeam clienților bani înapoi. Putem să spunem noi că nu avem sau că nu putem, dar în momentul în care ești în guvern, trebuie să găsești soluții. Oamenii așteaptă decizii imediate și soluții. Decizii imediate orice tergiversare nu se pot lua. Afectează. Nu vă supărați. Decizii imediate, de pe o zi pe alta, cu alocări bugetare, în conformitate cu ceea ce se soluționează, niciun stat din Europa sau din Uniunea Europeană nu se poate face. Domnule, dar oamenii ăștia, Magda Bistriceanu a zis mai devreme, v-au dat regați 6 luni de zile să vă gândiți la o soluție. Cu tot respectul, de azi pe mâine s-a redus taxa de solidaritate toate treptele până la ieșirea în stradă. La o treime, de azi pe mâine. Și cum vă au făcut referendumul rândul profesorilor învățătorilor. Au făcut toate, au parcurs toți pașii astfel încât n-au găsit răspuns și au ieșit în stradă. Și guvernul are în analiză aceste probleme. Nu încerca să sugerați că guvernul doarme, fiindcă nu-i corect. Și profesorii știu lucrul acesta și cei care poartă negocierile știu lucrul acesta. Bun. Se încearcă găsirea unor soluții și s-au găsit anumite soluții temporare pe care le-am menționat, urmând ca soluția finală să fie parte din legea salarizării unitare, așa cum am menționat, a cărei dezbatere este urgentată din toamnă pentru luna iulie. Deci, haideți să păstrăm un echilibru și să vedem că, totuși, există mai mult decât disponibilitate pentru aceste discuții și s-au luat măsurile care puteau fi în mod obiectiv. Știți că în Ministerul Educației cei 1500 de angajați din Ministerul de Educației au de 8 ori mai mari salariile cu aceste sporuri decât un profesor de la catedră? Un șofer din Ministerul de Educației are 5.000 de lei salariu. Asta și un profesor debutant, acel șofer, inclusiv angajații, au spor pentru condiții vătămătoare. Pericolate. Dar un profesor care stă la catedră și are poate 30 de copii, el nu are acest spor, da? De ce acești angajați din Ministerul Educației sunt așa stresați? Bun, dar nu trebuie că să ne convingă nimeni, nu trebuie să ne convingă pe noi nimeni, adică argumentați, cum să spun, cuiva care vă dă dreptate 100%. Deci, dar noi, în mod concret, trebuie să găsim aceste surse. Asta este problema. Noi suntem 100% de acord că această categorie a profesorilor și nu numai ei trebuie să fie puși în respectul public și în salarizarea corespunzătoare. Nu, doamnă, trebuiau tăiate pensiile speciale, trebuiau un la achizițiile publice, trebuia să nu mai angajați cei 15.000 de funcționari publici în ultimul an și jumătate, redus consilierii de acum și secretarii de stat de acum un an. Asta înseamnă o țară normală. Prefete, ce se va întâmpla? Lucian Iliescu, cu tot respectul. Nu-i văzând și făcând. Eu am crezut că numai unii tâmpiți pe rețelele de socializare zic așa, tăiați pensiile speciale și le dăm și la medici și la ciferiști și la profesori. Nu, era un semnal. Era un semnal. Era un semnal. N-ai cum să tai, mă, nicio pensie specială. Termină cu prostiile. Păi, măcar fi sincer față de oamenii ăștia. Nu o să taie, mă, în veci pensia specială. Tot ce vor tăia, mai încercat al guvern, boc, parcă, și au dat după aceea cu sacoșele de bani înapoi. Nu o să taie, mă. Câinele de la măcelărie, pa, o să ajungă tocmai la beneficiarul de pensii speciale la judecată și ăla o să zică, nem tu domn, haide mă, pleacă de aici. Exact. Însă, atenție, dascălii au dreptul la un salariu decent, dar de asemenea, eu spun și mi-asum lucrul ăsta, puteți să-mi vărsați toate lăturile în cap, da? Eu spun așa, și dascălul care va lua un salariu, de ce să dea Dumnezeu să fie uriaș, dacă se poate. Domnule, trebuie criteriu de performanță. Că există în țara asta licee în care nu s-a mai luat bacalaureatul de 10 ani, de 15 ani. Și eu doar atât vă spun, o cifră. Că de-aia spuneam eu că interesul copilului este primul.
81% dintre elevii din România sunt analfabeți funcționali. Adică, știu să citească un text, dar nu-l înțeleg. Dar anaibii nu știu sau nu înțeleg ce e în textul ăla. Voi vă dați seama despre ce vorbim? O cunoscută influențeriță de pe TikTok a ieșit și ea, dar tot în chestia asta lacrimogenă. Da? Băi, nimeni nu vede elevii. Toată lumea vede profesorii. Tot respectul. Mi-au scris profesorii acum. Da? Tot respectul pentru voi. Dar hai să fim cumva echilibrați. Hai să vedem și elevii. Ia-și caină părinții. Îi înțeleg. Am avut și o dascăl la școală pe care i-am văzut rușinați că erau mai prost îmbrăcați decât unii elevi. Da. Mama e de viață, că nu-i întotdeauna dreaptă. Priviți. Foarte dificil să... Mama a fost învățătoare și tata profesor. Ambii au atins cel mai înalt grad în meseria lor și ambii au prins pensia cu credite la bănci pe care am reușit să le închid eu, făcând TikTok. Nu știu dacă realizați cât de absurdă și tristă este fraza asta. Părinții mei, care au educat sute de copii, au murit sărași și datori la bănci după o carieră de succes. Pentru a-mi cumpăra primul telefon când am împlinit 14 ani, părinții mei intelectuali și-au amanetat berighetele, că la bănci erau deja datori vânduți, pentru un apartament cu două camere, nu pentru vreo vilă sau casă de vacanță. Cel mai des lucru auzit de la părinții mei era: nu avem bani. Și cel mai trist lucru e că nu mă mințeau, chiar dacă așa credeam. Eram singurul lor copil și nu puteam crede că niște profesori pe care toată lumea îi respectă chiar sunt săraci. Părinții mei s-au împrumutat și au trăit toată viața de pe o lună pe alta. Mi s-a confirmat asta când în prima lună în care n-au mai fost, datoriile mi-au revenit prin moștenire. Nu-mi dau seama dacă realizați că un incult câștigă într-o zi cât un profesor de stat într-o lună, iar când săracii ies în stradă că vor un salariu decent, sunt judecați și umiliți de conducătorii bogați ai țării. Profesorii nu cer că n-au ce face, ci pentru că nu au, chiar nu au. Înțeleg perfect, dar să mai descurcă. O fată frumoasă care citea după un text scris de altcineva. Bun, dar ce facem cu copiii? Pe bine, asta mă deranjează foarte tare. Sunt copii în momentul acesta care zic: băi, dar eu trebuie să am media, eu dau bacalaureat. Exact. Nu, astăzi anunță facultățile, universitățile, anunță examen de admitere. Adică, hello, ce facem? Băi, copiii sunt importanți. Au început înscrierile la bacalaureat, dar nu are cine să facă înscrierile. Copiii sunt cei mai importanți, Laurenț. Sunt prizonierii unui astfel de sistem centralizat. Stați că o să luăm publicitate. Mi-a scris așa: rezonabilitatea vine de la angajator, profesor, mi-a scris, da? Școlile au orar în această perioadă, se asigură ore pentru cei care vin la școală. Numai noi știm ce sacrificii facem, totul pentru calitate și respect. Asta este din partea profesorilor. Dar greșeala cea mare, ca să închid subiectul ăsta, pentru că o să urmărim și mâine ce se întâmplă la Cotroceni, legea salarizării unitare pentru bugetare jalon în PNRR. Atenție! Da? Și atunci, fraților, stau și mă gândesc așa. Dacă se face legea salarizării unitare, tu ești sindicat, da? Vrei acum 25% și apoi te duci să negociezi și mai vrei, la un moment dat, o să spună ăștia la fel. Nemtul, domn. Și ce facem? Am spus de la început că nu okay. Este rezonabil să mărește acum la o categorie în condițiile în care... O să sară ceilalți în cap. Da, vine legea salarizării. Doar că nu e rezonabil. Imediat după publicitate. Imediat după publicitate. Au fost să avem inundat. Domnul Bădescu. Da. Disciplină, domnule. Deci Aur s-a enervat și a cerut el că legea aia de asta, mă rog, discuția de la CEDO cu căsătorile de persoane de același sex, mă rog, recunoașterea cuplurilor de același sex, domnule, să facem referendum de familie, panoramă, scandal, sunt inundații devastatoare prin țară, o să avem imagini de acolo și atenție, vă veți pregăti însă pentru niște mărturii înfiorătoare de-a dreptul. Și o să fie cu noi chiar victima aici în 100% în direct. Revenim în câteva minute. Breaking news, oameni buni, ploaie torențială urmată de inundații puternice în municipiul Reșița. Colega mea Daria Gheorghe are amănunte. Daria, bun găsit! Care este situația acum în Reșița? Bine te-am găsit, Laurențiu, bun găsit tuturor. Vedem imagini cu adevărat înspăimântătoare chiar în aceste momente în Reșița, după cum ai spus și tu, acolo unde râul din zona a ieșit din mască.
observăm că oamenii au ieșit ei la rândul lor în stradă pentru a stabili, a vedea cu exactitate ce se întâmplă, iar străzile sunt inundate aproape în totalitate și pompierii acționează chiar în aceste momente pentru a stabiliza situația. Încă furtunile fac gravagii în mai multe județe din țară, pentru că și Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de inundații după ce mai multe râuri au ieșit din propria masă. Situația nu a fost una ușoară nici noaptea trecută, pentru că pompierii din Cara Severin au muncit la foc automat pentru a scoate apa din grădinile oamenilor. Și drumul care face legătura dintre Reșița și Cara Înțebeș a fost blocat timp de 3 ore din cauza acestor ploi abundente, iar mai multe drumuri din zona au fost rupte de viitură și câmpurile din Cara Severin au fost cu totul acoperite, iar grădinile oamenilor distruse, pentru că furtuna s-a încheiat cu grindină. Mulțumesc, Daria, pentru detalii. Hai să vedem câteva clipe din inundațiile acestea, pentru că sunt imagini cu adevărat terifiante. Mamă, dar vin mașinile la vale. Mamă! Mamă, ce e aici? La Reșița. La Reșit, ajutorul locuitorilor s-a spart o țeavă de gaz. Bun, și trecem din una în alta. Tot de breaking news ar fi. AUR solicită guvernului României să conteste decizia CEDO privind căsătoriile între persoane de același sex. În caz contrar, ce se va întâmpla, ne spune colega noastră Raluca Țicmeanu. Bun găsit, Raluca! Bine te-am găsit, Laurențiu, doamnelor și domnilor. Practic, Partidul AUR spune că în cazul în care guvernul României refuză să conteste această decizie CEDO în termen de 3 luni, atunci ei or să ceară un referendum pentru clarificarea conceptului de familie în România și că își asumă demararea procedurilor pentru organizarea unui nou astfel de referendum ca să redefinească familia în Constituție. Și totul vine după ce în urmă cu o săptămână s-a dat această decizie istorică pentru țara noastră, în care trebuie România să recunoască căsătorile între persoane de același sex, o decizie, o sentință dată în cazul Bucuceanu și Cipotaru și peste alte 20 de familii împotriva țării. Ca sigur respins, revine statului român obligația de a găsi o formă, în forma parteneriatului civil sau în alte forme, de protecție a acestor cupluri. Deci nu este vorba să... Care e problema? Da, am avut un referendum în 2018. Am avut un referendum unde s-au exprimat peste... Putem să avem 100 de referendumuri. Tocmai vă explicam că aceasta este jurisprudența. Nu se ține cont de acest lucru. Nu, îi răspundeam domnului. Nu, n-am făcut nimic referire la ceea ce a spus. Vreau să precizez eu că fiind noi în Consiliul Europei, ne-am asumat valorile europene și tratamentul. Valoare, ba da, egal, respectarea dreptului, respectarea vieții private, respectarea. Nu reinventăm nimic. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, asta prevede. Clasică, normală, îi zicem tradițională. Dumneavoastră reinventați acum niște lucruri, nu știu dacă știți despre ce vorbiți, dar mă rog. Nu, dar asta e familia, domnule. Nu, noi poate... nu vorbeam de familie, tocmai vă explicam acum. Păi nu, da, eu n-am vrut să subliniez nimic altceva. Că tot ceea ce se întâmplă în peisajul ăsta Carpato-Danubiano-Pontic este speculat într-un fel sau altul, da? De la greva profesorilor, la decizia asta CEDO. Toate, știți, sunt niște pisici de-astea care scuipă și zgârie și trebuie aruncate pisicile prin curțile vecinilor. Bă, fraților, deci nu te joci cu CEDO asta. Deci dacă, dacă ți-aduce aminte după... Va plăti de spăgubiri. Nu tot ce european e valoare. Există. Deci, Laurențiu, după decizia CEDO, eram la tine în emisiune când ai adus un reprezentant al... LGBTQ. Da.
Și chiar vorbeam, cine se va cocoța pe această decizie, și am spus la momentul respectiv că cei de la AUR vor profita oarecum de conjunctură și se vor agăța iară pe gardul Parlamentului și orice familia tradițională. Pe niciun gard, dar adevărul e că cineva trebuie să apere și normalitatea în țara asta. Asta e realitatea. Dacă... Da, știți că niște decizii, eu nu știu dacă sunteți avocat sau nu, mai ales deciziile CEDO, trebuie să respectate. Că vrem, că nu vrem, că... Trebuie să te lupți pentru normalitate. Dar ce înțelegeți prin normalitate? Că normalitatea noastră poate e anormalitatea altuia. Ceea ce se încearcă la nivel de Consiliul Europei este tocmai tratamentul legal al tuturor. Și cei din LGBT sunt oameni și ei au relații pe care încearcă să le, să le structureze și să le dezvolte la fel ca și ceilalți oameni. Tot ce spune Consiliul Europei este că statele trebuie să asigure un regim unitar pentru toată lumea. Despre asta este vorba. Și eu vă spun că eu, din câte știu, românii sunt toleranți. Și cred că majoritatea înțeleg că nu este vorba aici de un atentat la familia tradițională sau la alte valori. Familia nu e tradițională, asta este vorba familia. Pur și simplu atât. De faptul că România trebuie să intre și ea în epoca modernă și să-și asume obligațiile care derivă din membership-ul la anumite organizații internaționale. Aveți idee dacă în urma deciziei CEDO măcar s-au făcut demersuri în Parlament pentru modificarea codului civil? Nu, dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți, în sensul ăsta, statul român, cu siguranță, știți, nu se opune împotriva cuplurilor de același sex și, cum spunea colega de platou mai devreme, suntem destul de toleranți și cred că am depășit de mult timp situația care exista în regimul comunist. Ce propune PSD este să așteptăm motivația CEDO, pentru că nu avem și motivația comunicată, și în urma motivației să o analizăm și să vedem și punctul de vedere al Ministerului Justiției. Între timp, cred că avem multe alte probleme mult mai importante și semnificative pentru statul român, cum ar fi salariile, pensiile, inflația, problema energetică. Inflația pe care ați provocat-o, domnule. Am provocat-o eu. Asta este o situație la nivel european. Coaliția pentru sărăcirea românilor. Coaliția asta a provocat inflație la nivel european. Trebuie să ne uităm un pic macro, nu doar să ne uităm așa doar pe subiecte mediatice. Deci a fost o conspirație la nivel internațional. Haideți să fim serioși. Fenomen, a fost o situație internațională. Nu puteți să o puneți pe seama coaliției sau pe o seama unei... Inflația este provocată de acțiunile politice. Inflația este provocată în cazul nostru, o chestiune macroeconomică, nu este doar în România. Este cu siguranță ați văzut și în restul Europei. Este provocată de acțiunea umană. Da, nu vine Dăncilă. De la Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze dincolo de această decizie și reiterez ceea ce au spus antevorbitorii mei, susținem familia, dar trebuie să avem deschidere pentru minorități. Trebuie să ne îngrijoreze decizia luată la nivel de președinte și ministru de externe de a renunța la veto în Consiliul European pe politică externă și securitate. Acest lucru este foarte important și cred că această decizie trebuia discutată sau trebuia să existe o aprobare în Parlamentul României, pentru că nu poți să iei o decizie care va creiona politica externă și de securitate de către alte țări, noi renunțând la veto, fără ca în nume propriu, doamna, indiferent că ești președinte. Zic, înțeleg că România face parte, pe lângă celelalte 8 state, 6 sunt cele care au fost fondatoarele Uniunii Europene. Suntem singurul stat din Europa de Est. Nu, la un grup de lucru care va analiza și încă nu s-a decis dacă România și celelalte state. Am văzut declarațiile ministrului de externe să renunță la veto. Ajut eu aici. Dacă am trecut de la una la alta, vorbeam de AUR, care cu CEDO, că cere guvernului... În cazul nostru cu Austria. Păi nu, stai așa, nu e cumva... E corect că a făcut Austria? Stop! Băi, Lucian, nu încerca să-mi genereze emisiunea, te rog eu mult, da? Ideea este în felul următor. Comisia Europeană a zis gata să demareze procedurile de intrare a României în spațiul Schengen. S-ar putea ca doamna Dăncilă totul să fie o chestie calculată și înțeleasă și negociată, după părerea mea. Dar vreau să trecem la un caz care... Păi da, renunțați la independență și vă lăsăm acolo. Nu vom mai lua nicio decizie de moderatorul politică externă. Moderatorul vrea să treacă la un caz cu amănunte care vă vor afecta emoțional.
Persoana care va fi în direct cu noi, din motive lesne de înțeles, nu-i voi spune numele și nu-i voi arăta fața, m-a contactat. Mi-a scris pe Messenger, m-a găsit. Și mi-a spus despre un caz pe care eu nu l-am înțeles, pentru că am crezut că nu se poate întâmpla așa ceva. Povestea o să ne spună chiar această persoană pe care am să o denumesc, nu știu, să zicem George. George, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Vă rog să spuneți publicului telespectator întregii României și nu numai, ce vi s-a întâmplat? Bun, marțea trecută, undeva în jurul orilor 16, pentru că am biroul într-o clădire unde la parter sunt și două, trei camere ale poliției Centrului Vechi București. La un moment dat, nu, fac o paranteză, nu că ar fi fost ceva nou pentru mine, la un moment dat au adus pe cineva în acea cameră, în acel birou și pentru mai bine de 30 de minute, de la înjurături, țipete și așa mai departe, până la palme și lovituri pe care le aplicau respectivei persoane, pentru că și spun de ce palme, pentru că efectiv s-auzea cum dădea, persoana respectivă țipa și cădea efectiv jos. Dar acea persoană era și încătușată, pentru că într-o dimineață am văzut eu cum este acea cameră și anume au o bară de o țeavă băgată în perete și acolo îi ține legați cu cătușe pe acești cetățeni pe care îi aduc ei, de unde îi aduc. Și pentru că, jumătate de oră era ceva îngrozitor ce s-auzea de acolo, m-am dus și am bătut la ușă. Am bătut odată, am bătut de două ori, datorită faptului că era de multă gălăgie, nici măcar n-auzeau că le bate cineva la ușă. Într-un final a răspuns cineva, le-am spus, dragilor, unul la mână, nu aveți voie, conform legilor în vigoare, să bateți pe cineva, să vă adresați în halul ăsta unei persoane, indiferent ce a făcut ea. Asta odată. Doi, la ce vă mai mirați că tot timpul sunteți dat la televizor sau pe Facebook sau mai știu eu unde, că sunteți filmați în diverse ipostaze și tot voi sunteți cei care, domne, nu așa e poliția română. Zic, uite, acum, caz concret, nu sunteți doar voi în clădire, mai suntem și alții care avem alte domenii de activitate și pe care odată ne deranjează zgomotul ăsta aiurea și nu suntem de acord cu ceea ce faceți voi aici. Din momentul ăla s-a declanșat jihadul, ca să zic așa. Bineînțeles, nu pot să vă reproduc exact cum mi s-au adresat, dar cine bip ești tu să-mi spui tu mie cum să-mi fac treaba? Zic, încă o dată îți spun, nu ai voie să faci așa ceva. Și în secunda următoare, tot pe același ton și tot spunându-mi vorbe dulci, mi-a spus să mă legitimez. Biroul meu era la un metru jumătate de locația, de locul unde eram pe hol în momentul acela și am vrut să fac doi pași, să merg, să-i aduc buletinul, să mă legitimez, că dacă a spus domnul polițist, asta să facem. E, numai că domnul polițist în momentul în care am ajuns în dreptul lui, că trebuia să trec pe lângă el să ajung în birou la mine, mi-a întors mâna la spate și împreună cu un coleg de-a lui, efectiv m-au răsucit în aer, m-au pus jos și m-au încătușat. M-au băgat în birou respectiv și așa am stat acolo, cred că vreo 40 de minute încătușat, dar dacă nici astea nu sunt suficiente, după aproximativ 10 minute le-am spus, vedeți că m-ați încătușat foarte, foarte strâns și deja mâna stângă nu mai simt, pentru că cătușele le-a spus și peste cămașă și peste sacou și peste brățara ceasului. Lasă că știu eu mai bine, nu te strânge nimic. Domnul care m-a încătușat a plecat din birou pentru aproximativ 10 minute, un sfert de oră, nu știu unde s-a dus. Au rămas și ei, alți colegi de acolo, le-am spus și lor, dragilor, mă doare foarte româna.
au încercat, recunosc că au încercat să-mi dea cătușele jos, dar nu au putut pentru că nu aveau chei potrivite pentru cătușele pe care deja le aveam la mâini. Cu mâinile la spate, bineînțeles. A catadixit și respectivul domn să vină în birou. Cred că, repet, au trecut minim 10-12 minute până s-a întors înapoi în birou. A încercat și el să-mi desfacă cătușele, dar ce să vedeți? Cheile pe care el le avea la el nu se potriveau cătușelor pe care el mi le-a pus la mână. Extraordinar. Bun, ce s-a întâmplat mai departe, George? Da, vă da... Păi, mai departe s-a întâmplat următorul lucru, pentru că într-un final au reușit să-mi desfacă cătușele. În timpul ăsta mi-am sunat și eu avocatul. Când avocatul meu deja era pe drum, l-am sunat din nou să-l întreb cât mai are, dar era deja o oră cu trafic infernal în București. Și dintr-o dată domnul polițist: a, dar nu-i nevoie să veniți, că nu-l mai reținem, stați liniștit, nu are nicio calitate, îi dăm drumul acum, fără nicio fel de problemă. Adică din momentul în care m-am sunat avocatul, un pic s-a schimbat poziția lor. Între timp am chemat și ambulanța, pentru că, repet, mâna stângă nu mi-o mai simțeam. Inclusiv acum când vorbesc cu dumneavoastră, degetul mare nu mi-l simt, este amorțit încă de atunci. Am mers la spital, unde am stat, la Spitalul Universitar mai exact, unde am stat început de la ora 18 până aproape de ora 3 dimineața, pentru a-mi face toate investigațiile. Am hârtii de la spital în care se confirmă agresiunea, pentru că aveam vânătăi, aveam urme de la cătușele strânse. Mi-au făcut vreo două perfuzii cu antiinflamatoare, pentru că, repet, mâna nu mai simțeam, nu eram în regulă. Și abia până la 3 dimineața am reușit să plec acasă din spital. În timpul în care ați fost reținut, v-au bătut, v-au mai agresat verbal, fizic, într-un fel sau altul? Nu. Recunosc că nu am de ce să mint astfel de lucruri, dar m-au ținut încătușat, din punctul meu de vedere, mult nejustificat, și cu atât mai mult în care deja le-am atras atenția că nu sunt în regulă, că mâna nu mi-o mai simt. Din momentul încătușării și până când au reușit să-mi dea cătușele jos, au trecut între 15 și 20 de minute. Lucru care, iar la fel, nu mi se pare normal, și ne mai trezim la televizor de ce apar cazuri în care, nu știu, unora li se face rău, mai mor, dar mi se pare absurd ca tu, polițist, cheile pe care le ai asupra ta să nu se potrivească cu cătușele pe care le-ai pus unuia. Bine, veți scoate certificat medico-legal, veți face vreo acțiune, vreo plângere penală împotriva acestor polițiști? Păi trebuie să fac, pentru că tot noi vedem la televizor și acuzăm pe unii și pe alții că nu avem spirit civic, că nu intervenim. Uite că trebuie să intervenim și în cazul în care este implicată poliția. Și atunci, dacă nu vreau să spun cuvinte mari, sau, dar dacă cu un om cu studii superioare, cu o anumită pregătire, îmbrăcat la costum, îți permiți un astfel de tratament, păi atunci ce să mai înțelegem cu X, care are 4 clase și așa mai departe, n-are avocat, n-are nu știu ce, ce facem atunci? Păi uite, atunci sunt acele abuzuri despre care aflăm prea târziu. Iar eu n-am vrut să se afle prea târziu, pentru că nu sunt ok cu treaba asta. Și tot atunci când mi-a pus cătușele... Foarte bine ați făcut că mi-a scris. Tot atunci le-am spus în față, le-am spus următorul lucru: dragilor, de acum încolo să vă fie frică să mai ridicați doar tonul unuia care îl aduceți în aceste birouri, pentru că eu, când voi auzi de acum încolo un zgomot și un ridicat de voce, am să pun pe modul registrare și camera care am în birou și telefonul. Și de acum încolo, orice astfel de chestiune va ajunge direct la presă. Să vedem cât de ok este și cât de bine privită este mai sub. Repet, nu pot să generalizez, am rude, am prieteni polițiști, dar din păcate cu astfel de specimene nu avem ce să facem și trebuie să-i tratăm ca atare. În momentul în care dumneavoastră a fost busculat și încătușat, a existat martori?
nu, clientul pe care îl aveam în birou era în birou, deci singurul lucru care se poate face e doar să depună mărturie că, și că v-ați dus, m-a auzit ieșind pe hol și știa de... Bun, da, și... pentru că persoana respectivă era în birou la mine și auzea ce se întâmplă. Da, și ultima întrebare pentru dumneavoastră este, bă, mă rog, ați apărut la televizor cu spatele și cumva sub protecția anonimatului, pentru că v-a fost frică, bă, că poliția va interveni într-un fel sau altul asupra dumneavoastră? Având în vedere că sunt vecini cu ei și sunt mutați pe aici și știu sigur că nu vor pleca prea curând, deoarece ei sunt mutați aici până se renovează sediul lor de pe Calea Victoriei, probabil că vor face diverse lucruri să mă intimideze, dar, repet, mulțumesc lui Dumnezeu, avem două mâini, două picioare, deci, avem un cap. Bine, la ei, cam știu cine, cine sunteți. Acum, dumneavoastră, de cine vă feriți? Că e clar că de polițiști nu, dacă ați avut contact cu ei. Haideți că vă și răspund în mod direct. Tot cred că dacă părinților mei le spuneam că am fost încătușat, cred că mai întâi mureau și după aia mă întreb dacă sunt bine. Nu vă recunosc după voce. Bine, ok, noi vă respectăm decizia. Trebuie să spunem de asemenea că am contactat poliția centrului vechi pentru un punct de vedere. Nu am primit nimic până acum. De asemenea, colegii mei au sunat și la poliția capitalei pentru a afla. Așteptăm un răspuns să vedem dacă e cu Batistă pe țambal sau nu e Batistă pe țambal. George, în continuare vă rog să-mi scrie și să mă anunțați dacă se întâmplă ceva în urma acestei conversații. Mulțumesc pentru faptul că da, și aici vă cred. Este bine atunci când sărim în apărarea poliției și bine facem să sărim și în apărarea oamenilor asupra cărora se fac abuzuri, pentru că pădure fără uscături nu există și năravurile ar trebui să mai plece cumva din țara asta. Mulțumesc, George, pentru prezența în emisiune. Da, ați auzit ce se poate întâmpla și nimeni nu zice nimic. Colegii mei se chinuiesc de când? Cred că sunt 3 ore de acum să obțină un punct de vedere. Nimeni nu spune nimic. Oricum. Dacă s-a făcut o plângere și din câte am înțeles domnul a făcut o plângere, e clar că în urma unei plângeri se va deschide o anchetă și urmează pe parcurs. Și urmează ce urmează, Magda? Că la deschis, nu sunt păi la doctor, când e cu malpraxis, deschidem o anchetă. La asistente care își bat joc de bolnav, deci nu pot să... Eu uit multe lucruri, da? Că primesc multe informații și creierul meu zice, bă, dacă nu uiți niște chestii, înnebunești. Oricum sunt jumate așa. Dar n-am să uit niciodată imaginea aceea când stătea bătrânelul acela în genunchi în fața asistentelor de la spitalul din Călăra sau din Caracal, așa, și se ruga de ele, luați-mă și pe mine că mor aici, și alea se uitau la el într-o scârbă și într-o greață, da? Ce au făcut acolo? Au deschis o anchetă. Ce s-a întâmplat? Vai, le-am luat 10% pe 3 luni. Ce facem? Deschidem o anchetă. Polițiștii de la secția 16, care au omorât băiații ăia săraci, și-au bătut joc, au urinat pe ei la marginea Bucureștiului. Păi, ai uităm? Am deschis o anchetă și ce am făcut? Tot deschidem anchete, Magda. Deschidem anchete și facem deci, ce? Dacă vouă, facem ca și presă, mama, nu v-a răspuns, ați trimis solicitare la birou de poliție și nu vi s-a răspuns? Adică te ia, te încătușează, te duci la... Ce ai, bă, că ce vii tu, bă, că eu sunt organul. Nu merge, mă. Merge, mai schimbați mentalitatea asta. Și apropo de mentalitate, Domnul Dragnea a scos un apă pe care n-am cum să nu o comentez. Da? Îl citesc. PSD și AUR vor forma o majoritate parlamentară prin care vor conduce justiția și economia din România. Zice domnul Dragnea, da? Care a fost prezent la colega mea Anca Alexandrescu. Și a făcut el schema cu alianța cu domnul Coldea, care este el, Coldea, știți? Cu Călin Georgescu, cu Joană. A zis și Călin Georgescu, foarte tare materialul, vreau să-l priviți și vreau să-l comentăm. Noi îl avem aici pe Florian Coldea. Visul lui, permanent, pe care îl are și acum, este ca el să unească SRI și SIE într-o singură structură pe care el să o conducă. Coldea are nevoie de o majoritate parlamentară
PSD, AUR și la nevoie USR. Toate aceste partide link clanța la ambasada Americii. Ăștia de aici prin Coldea, ăștia de aici prin Ciolacu și Grindeanu. Președintele României ar fi Mircea Joană, iar premierul numit ar urma să fie Călin Georgescu la propunerea AUR. Acesta ar urma să fie susținut și de PSD, spune Dragnea. Prin Grindeanu a început să se discute cu americanii. Ei încearcă să-l convingă și pe Marceluș să înțeleagă și să accepte că asta e singura variantă, și anume PSD plus AUR, repet, la nevoie ori cu USR, ori cu altcineva. Senatoarea Diana Șușoacă, fostă membră AUR, susține că există o înțelegere ascunsă între PSD și partidul lui Simion. Am acuzat partidul AUR de legături cu PSD-ul și faptul că este copilul PSD-ului. Se discută foarte clar de o colaborare între AUR și PSD la guvernare. Este adevărat ce spune domnul Dragnea, evident și cu USR-ul, pentru că ei de foarte mult timp au înțelegeri ascunse. Claudiu Târziu a fost văzut cum intră la același restaurant unde a fost și Florian Coldea, fostul director SRI. Senatorul AUR susține că nu au vorbit. În ciuda tuturor uneltirilor care sunt împotriva noastră, făcute de serviciile secrete, de partidele care au jefuit România. Fratele meu, Claudiu Târziu, nu s-a văzut niciodată cu Florian Coldea. Unul dintre cei mai toxici indivizi. Fratele vostru, Laurențiu, nu mai înțelege nimic acum din toată chestia asta. Păi vă explic eu. Ia luminați-mă. Toxice, ia luminați-mă. Da, deci, dar știți că am observat și eu chestia asta, că nu prea vă luați de PSD, da, voi ăștia de la AUR. Cu AUR se vehiculează de-a lungul timpului, s-au vehiculat tot felul de teorii. Ia. AUR rusofil, AUR extremist, n-a ținut niciuna nici cealaltă. Acum e un nou narativ. AUR partidul Coldea, AUR PSD are interes să crească AUR. L-am observat și ieri la o altă televiziune, pe aceeași știre. Deci, nou proiect de denigrare, au renunțat că n-a ținut la public AUR extremist și cu AUR rusofil. Acum a început AUR partidul Coldea, Coldea AUR partid securist, AUR partidul PSD. Niște aiurel, domnule. Niște aiurel, efectiv. Și declarația vine de la Liviu Dragnea, unde Liviu Dragnea, din câte știu eu, a avut o relație destul de apropiată cu domnul Coldea. Să ne aducem aminte în 2018, când domnul Cosmin Gușă relata de o întâlnire pe care domnul Dragnea a avut-o cu Florin Coldea. Se plimbau așa prin fața mănăstirii Cașin. Erau Coldea s-a întâlnit pe urmă, toată lumea, mă. Acasă la domnul Dâncu s-au întâlnit Dâncu. Uite, acasă la domnul Dâncu s-a întâlnit. Uite imaginea, uite imaginea asta. Ia, da, domnule, o știți? Explicat-o, domnule, a explicat-o. Ce-i cu imaginea asta? Cu domnul Dâncu și domnul Târziu. Da, uite, domnule, ce râsete pe ei. S-a întâlnit întâmplător la un restaurant, nu știu, n-am fost martor, nu cunosc. Cum, domnule, uite imaginea. Da, domnule, și pe mine mă pozează acum cu doamna Dăncilă, zice că m-am înțeles cu dânsa. Lăsați că nu. De ce cumva vă vedeți după amiază cu domnul Grindeanu și nu știam? Sau cu domnul Deci Ciolacu? A explicat domnul Târziu scena respectivă, că s-a dus să-și ia mâncare și nici nu... Da, cu domnul Dâncu și cu Radu. Bine, pe de altă parte, dacă știm vreau să mă întâlnesc cu cineva, nu vine presa și mă prinde. Deci sunt niște, e clar, o intoxicare aici, o nouă... Pe de altă parte, PSD-ul ar fi foarte confortabil. Ești fratele vostru, fratele vostru, Laurențiu. Haideți să fim serioși, că eu am auzit discuții ale parlamentarilor. Am auzit discuții ale parlamentarilor de la AUR, care au zis că au avut întâlniri cu domnul Ciolacu și cred că domnul Ciolacu are așa o altă viziune și s-ar înțelege mai bine cu cei de la AUR decât cu PNL-ul. Da, dacă ați fi adică văzut cum a sărit reprezentanta PSD peste mine ieri pe la altă televiziune. Deci nu există așa ceva, domne. Nu există Bădescu, înțelegeri. Stați puțin. Acestor partide le teamă de AUR. AUR crește foarte mult în sondaje și toată lumea încearcă să bage tot felul de spune. Dar nu vi se pare foarte curios? Nu mai cred. Nu vi se pare curios cum AUR crește în sondaje și sondajul, ultimul sondaj, e făcut de un jurnalist care se afla în incinta restaurantului?
cu soția dumnealui parlamentar PSD. Cum era și Buble acolo? Da, era acolo. Ia dă sondajul că mor acum. Dă și o să Buble, vedeți sondajul mor, curs, cum AUR a crescut așa foarte mult. Nimic nu e întâmplător. Eu cred că, uite, este reprezentantul PSD-ului. Doamne, PSD-ul nici nu și-a dorit rotativa, în primul rând. Deci ceva să coace. Nu și-au dorit să intre la guvernare cu poziția de prim-ministru. Și-au dorit să rămână la guvernare. Asta acum să mai muște. Vă lasă și pe voi să mai muște. Am impresia că va fi o mare iubire. N-ai înțeles. Băi, n-ați înțeles șmecheria. Love. Uitați-vă la sondaj. N-ați înțeles șmecheria. Deci fiți atenți, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră cu cine ați votat? După ecran, dar lasă-l și acolo să-l văd eu bine. Așa. Iată PSD-ul, tâc, cât are? 31%. Hopa, a scăzut cu 5%, că era la 36%. Partidul Național Liberal, 20%. Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, 17%. Bun. Unirea Salvați România, 11%. Partidul Mișcarea Populară, 5%. UDMR, 5%. SOS România, Diana Șoșoacă, 4%. Aia aici am eu o treabă, dar na, e a lui Buble, ce să facem. Partidul Umanist Social Liberal, PPUSL, 4%, aibă cum umflă râsul, altul 3%. Ăsta e ultimul sondaj plătit curs. De plătit de cine sau cum e făcut? Metoda la Omnibus, plătit de el. Asta e la comanda favorabil. Plătit de el, știi? Păi nu, stați așa. Nu, dar plus PSD face spragul. Păi, dar toate să leagă, stai așa. Cum adică, mă? Deci la restaurantul l-am gătit pe noi. La restaurant doar de ce l-ați fost la restaurant? Nu, că doar s-a fost în China, nu a fost. A fost la chinez, nu la chibonez. O străduță mică. Așa, una mică, amărâtă, vai de mama. Dar nu în Beijing. S-au trezit repede niște fotografi care erau pe acolo și dacă vroiam să am întâlniri secrete, nu, niște fotografi care erau pe acolo. Unul dintre cei prezenți era un parlamentar PNL, doi de la PSD, un jurnalist. Am spus cine era jurnalistul respectiv. Deci, întâmplarea, așa, domnul Coldea s-a dus să că trebuie să zic de domnul sondaj. Dacă băi, noi dorim sondajul, să ne întâlnim, nu ne vede nimeni. Marja de eroare, plus minus 3%, la un nivel de încredere de 95%, metoda Omnibus, eșantionare populația adultă rezidentă de la 18 peste perioada 19-27 mai, ce neam, a făcut și treaba, da? Trăiți pe această cale. Metoda de culegere a datelor față în față. Băi, de s-a dus. Laurențiu. Asta e Omnibus. Da, gata, am rezolvat-o și cu asta. Mersi, Ramona, tu mi-a adus aminte. Mulțumesc. Deci, după aceea sindicatele în stradă, clar, nu s-a făcut rotativ. 19-27 mai și ăștia a făcut sondaj. Da, da. Din vari motive nu s-a făcut rotativ. Și PPUSL, mă umflă râsul, are 4%. Păi, de leșină are de leșină. Mulți spun că... ieșirea sindicatelor stradă este sondaj, politică, iar acum PSD-ul a mutat-o. Pentru mine cel mai important sondaj este votul român. A mutat-o PSD-ul. I-a zis, uite, PNL, vară pisica. Ce? Asta. Ce vorbim? A, te-ai prins în sfârșit, că te-ai prins și tu? M-am prins și eu și tu te-ai prins. Te-ai prins? Ce ați făcut în China, doamnă? Am deschis forumul pentru primarii din 40 de state, din Europa Centrală și de Est. Am participat la o întâlnire cu Departamentul Internațional și am vorbit de buna cooperare între Partidul Națiune, Oameni Împreună și Partidul Comunist Chinez. Pe bune? Da. Am imagini cu dumneavoastră, Leșin. Ați vorbit la radio, în limba română, la China, la nu? Am vorbit la televiziunea de stat a Republicii Populare Chineze și vreau să reiterez ceea ce am spus de fiecare dată în emisiune. Consider că trebuie să avem relații foarte bune cu China și să fim parteneri de nădejde în Uniunea Europeană și în parteneriat. Dacă am sunat ce zice și Adrian. Deci aceste lucruri nu se suprapun. Și uitați-vă ceea ce face Franța. În momentul în care Macron a fost în China, a fost cu 70 de oameni de afaceri. Iar acum, în perioada în care eu am fost în China, erau foarte mulți oameni de afaceri din Franța și Germania. Dar români nu. Noi români întotdeauna vrem să îi mulțumim pe alții, să dăm dovadă de o anumită zlugărnicie, crezând că așa suntem apreciați. Haideți să fim mai demni și să facem o politică în interes național bazată pe rezultate. Doamna Dăncilă, da, întrebarea mea. Stai mă puțin, că am o treabă, mă. De? Doamna din Europa pentru marfa din China. Doamna Dăncilă, stați o țără. Dar ce legătură, are vreo legătură vizita dumneavoastră în China? Foarte tare, bravo, felicitări. Că și Adrian Năstase, știți că el e un fel de guru acum al politicii externe, că a scris și el acum, domnule, că ar trebui să, că dacă toți suntem pe relația roboțel cu Statele Unite, ar trebui să ne uităm în China. Către nu, China. Deci adică vizitele, e așa, opa, uite-l și pe el. Vizitele au fost separate. Am fost la lansarea de carte a domnului Năstase
și aceasta a fost singura acțiune împreună. Domnul Năstase a avut programul domniei sale, am avut programul... Pentru domnul Năstase, să știți că și termopanele alea din Zabac, ce-am tot din China erau țar, termopanele alea, ca, așa, ca să fie așa o chestie absolut ciudată. Bun, și aș mai avea ceva, mai avem timp până la publicitate? Bravo! A venit, știți că au fost rusalile la catolici și au venit iarăși, păi, iar a venit aia, cum o cheamă, Catalin Novak, președintele Ungariei, Novak. A venit ea frumos elegant la Șumleu Ciuc, acolo e pelerinajul ăla și s-a dus ea. Băi, dar ce să vezi, iar a făcut-o nefăcută, fata asta, care e o frumușică de altfel, părerea mea, și-a pus ea pe Facebook imnul Ținutului Secuiesc. Că nu știu de ce a apucat-o, băi, dar de data asta au reacționat, ai noștri și-au zis, băi, nu-i frumos ce faceți. Bă, da, cât, adică, de ce să mai, acum, domnul Bădescu, ia ziceți, domnule, de asta nu ați făcut nimic pe la CEDO, cu, a? Nu l-ați trimis pe Tănase pe acolo? Nu. L-a scăpat de data asta. Da? Maie a sărit, Maie și a făcut scandal cu chestia asta, cu precizări. Uite și domnul Ciolacu, mai nu crești și domnul Ciolacu. E, da? Parcă reacția. Domnule, Ciolacu, da? Așa este, a avut o ieșire foarte corectă și mi se pare că este un mesaj pe care l-ar susține orice calitate? Român. De premier a sărit sau în calitate? Cred că în primul rând în calitate de român. Așa de cum am putea oricare dintre noi dar să ieșim. Dar ne dați și nouă informație când e domnul Ciolacu premier, că mai am și eu așa până la publicitate. Dar, din păcate nu-l stabilesc eu, vom vedea. Nu, am întrebat și eu pentru un prieten. El e stabilit, data nu e stabilit. Da, dar ce este clar și cred că ce trebuie să susținem mai departe cu toții dintre noi este că Transilvania este România, restul sunt aberații. Da, Catalin Novak a fost de altă părere, adică a zis că... bățul prin gardul meu. Da, Transilvania este România, dar vreau să precizez un lucru. Un oficial român a participat la acest eveniment și o să vă explic de ce pun această întrebare. Nu n-a participat, n-a fost invitat nici când a fost oficial. Papa în România... Tot la Șumuleu Ciuc a avut loc evenimentul de atunci cu 15.000 de oameni. Am fost informată că președintele nu participă. Am fost informată că vine președintele Ungariei, primul ministru. M-am urcat în prima mașină și m-am dus acolo. Nu era nevoie să fiu invitată pe teritoriul României. Doamne, nu v-ați urcat în prima mașină, ci v-ați urcat în mașina pe care o aveți. În prima mașină. Că nu trec mașină, important, care merg la Șumuleu Ciuc. Important așa. Era să fiu prezentă acolo. Bine. Acolo am vorbit cu prefectul și am spus să nu se ridice steagurile ungurești pe teritoriul României. Imediat după publicitate veți afla despre inițiativa unui primar. Băi, ăștia Dumnezeu pe pământ, dacă nu existau, trebuiau inventați. Ce a trecut lui prin cap? Sper să mă intre în legătură directă cu noi. A zis, ce e aici, mă, civitir, dar băgați buldozerul că trebuie să facem parc, bă, să vadă și cetățenii despre ce-i vorba. Cum repeste o seminte, las că nu-i deranjăm pe ea. O să intre direct cu noi primarul, sper. Peste câteva minute, revenim. Pe final de emisiune mergem ca de obicei în România, absolut surprinzătoare, doamnelor și domnilor. O să mergem întâmplător în județul Vaslui și absolut întâmplător în comuna Stănilești, da? Unde, ce să vezi, domn primar s-a gândit că pe vechiul cimitir, în proximitatea bisericii, domnule, să intre frumos și elegant un buldozer ca să facem un parc acolo. Băi, Episcopia Hușilor nu a primit deloc bine vestea că vechiul cimitir de la Stănilești a fost devastat, spun cei de la Episcopie, iar sătenii cei mai religioși spun, Doamne, da, ce s-a întâmplat? Primarul din Stănilești, domnul Găbișor Tofan, este cu noi prin telefon. Bun găsit, domnule primar! Bună ziua! Domnule primar, cum v-a dat așa, cumva, ideea asta în minte... să dați cu buldozerul peste fostul cimitir și să faceți parc acolo. Asta, ce spune dumneavoastră, este o denumire pompastică, așa că am dat cu buldozerul. Nu există niciun cimitir acolo și nici nu a fost. În registrele din 1973, acolo apare o livadă și este domeniul public al comunei Stănilești. Nu sunt... Erau morminte? Cimitir. Nu erau morminte... Există doar o suprafață foarte mică, unde erau cândva niște morminte, acum 300 de ani, dar care nu, eu nu le-am găsit. Nu, domnul primar, a fost cineva mormântat acolo în ultimii 7 ani? Noi,
nu sunt în ultimii 300 de ani. Deci, ascultați-mă un pic. În Moldova se scria cu alfabet chimiric până în 1850. Acele inscripții care s-au găsit pe acele pietre de mormânt au alfabet chimiric. Deci vă dați seama că au o vechime mai mare de 1850, înainte de 1850. Mai mult, dar a fost o chestie unică să avem așa ceva, nici nu știam, aș fi dus și eu să văd. Măcar le depozitați, le păstrați acele... Deci, problema este că eu, de când eu sunt crescut și născut în Stănilești, am învățat la școală care e vecină cu... Școala Generală din Stănilești este vecin cu această proprietate, cu acest teren. Iar noi, copii, fiind acum 50 de ani, veneam gardul să mâncăm prune din livada respectivă. Deci nu a fost cimitir în adevărat sens al cuvântului. Eu nu am văzut și nimeni din Stănilești. Au fost îngropați niște morți. Da, aveți dreptate. Nu au văzut niciodată. Nu, domn primar, aveți dreptate. Nu era cimitir de ăla, cum îl știm noi, că era în chirilică și erau îngropați niște morți. Dar, domn primar, știți că... Nu? Problema, uitați un pic, vorbim de două lucruri diferite. Vorbim de două parcele de teren diferite. Una a fost cândva biserica veche din Stănilești cu clopotnița veche și în jurul clopotniței erau câteva pietre din pământ, care eu le-am văzut că eram copil, dar când am ajuns edilul, când am ajuns primar, nu mai erau acolo. Deci eu n-am găsit de piatră. Da. Poftim, iar noi am intrabulat drept de proprietate, domeniul public, ca să putem face, pentru că acolo era un teren viran, nimeni nu și-l lua în responsabilitate, nimeni nu cheltuia bani, nimeni nu construia nimic, nu făcea nimic. Tot noi... Domnule primar, dar nu trebuia să vă înțelegeți cu arhiepiscopia, cu preotul de acolo și în urmă, unei înțelegeri scrise sau verbale să luați atitudine și să băgați buldozerul. Era teren viran. N-am băgat niciun buldozer, iar discuția a fost cu preotul paroh, dar nu exista cimitir. Ce buldozer, ce cimitir? Dacă acolo era un teren viran, era o alee pe care circulau oamenii și la biserică, în stânga, în dreapta, erau burieni. Păi și acum pietrele alea funerare, ce reprezintă ele? Că alea scrâmpei de istorie și vreau să vă spun ceva. Da, o cutumă internațională care se numește Holy Ground, adică pământ sfințit. Locul unde oamenii au fost îngropați acum 500 de ani, 100 de ani, 32 de ani și așa mai departe, este un loc sacru, indiferent care religie, în afară de aia cu îi arde. Acel teren este rămas teren, e curtea bisericii. Nu s-a atins nimeni de el, de terenul ăla. Acolo unde sunt pietrele respective, este curtea bisericii. Noi nu avem legătură, noi suntem vecini cu curtea bisericii. Înseamnă că sunt niște răutăcisme, domnule, dumneavoastră ați vrut să faceți o chestie frumoasă, dar ce să vezi, v-ați împiedicat de niște chirilice, firar mama lor. Nu, asta se spune dumneavoastră, deci... Preotul din sat, luați legătura cu el și... Păi aia de la episcopie, de ce supărați atunci, domn primar? Dar nu supărați, pentru că am avut o discuție cu ei. Am înțeles, sunt un pic bosunflați. Bine, domn primar, treaba dumneavoastră. Noi am vrut să spunem așa, că teoretic pentru alți primari, băi, nu vă băgați peste cimitire, că e o chestie de asta care se cheamă Holy Ground, da? Indiferent dacă sunt cu chirilice sau nu. Spor la treabă, domn primar, să se ducă lumea acolo în parc și să mediteze la înaintași. Mulțumesc invitațiilor pentru prezența în emisiune. Anca Alexandrescu, imediat, oameni buni, Culisele Statului Paralel. Bun găsit, Anca! Bună seara, Laurențiu, bună seara, doamnelor și domnilor! Nici prin cap nu mi-a trecut că voi petrece 5 ore în această dimineață în ușa Ministerului Sănătății, înconjurată de 7 jandarmi care îl păzeau pe Rafila și cei 6 secretari de stat ai lui, pe secretarul general fost polițai și pe cei aproximativ 50 de consilieri ai acestor demnitari. Halucinant, dar adevărat, au dat bir cu fugiții și și-au trimis apărătorul să-i salveze de Anca Alexandrescu și cei 235 de absolvenți la medicină care au luat rezidențiatul, dar Rafila nu vrea să aplice legea și să suplimenteze locurile. Îmi pare rău că nu m-am putut duce și la Ministerul Transporturilor să-l văd și pe curajosul Grindeanu cum fuge de furia oamenilor. Primesc imagini din țară că tot mai mulți români ies în stradă să-și ceară drepturile și mă bucur enorm. Le mai dau eu azi motive suplimentare, peste 500 de consilieri plătim pentru așa zisi demnitari care vremelnic se află la Guvernul României. Unii au numele la secret, deși salariile lor sunt mult mai mari decât ale unui profesor debutant. Tupeul este maxim la acești indivizi care vor să rămână încoțopeniți la guvernare și după 2024, transmițându-ne prin sondaje de casă că altă șansă nu avem, doar ei.
Ciolacu, foarte preocupat de țara asta, ieri a postat ceva despre victoria lui Erdogan. Astăzi închisi să posteze ceva și despre declarațiile obraznice ale președintelui Ungariei. În rest se ocupă cu rotativa, că doar ce e mai important decât funcțiile lor și accesul la banii țării. Sper însă că domnul Burduja să ne răspundă astăzi la mesaje. Aș vrea să ne spună ce le-a răspuns celor de la Curtea de Conturi, care i-au cerut să clarifice de ce a semnat alocarea celor 50 de milioane de euro către Bluer, deși atât Exim Bank cât și specialiștii din minister au prezentat date că e un risc uriaș ca statul să piardă banii. S-a rezolvat cu vaccinurile, ci că luăm mai puține, dar pentru alea pe care nu le mai luăm, plătim o taxă. Cum, mă, nenorociților? Taxă pentru ce? Între timp, un grup de parlamentari britanici au făcut o scrisoare deschisă în care atrag atenția că tratatul OMS pentru pandemii pune în pericol suveranitatea națională. La noi, Rafila se ascunde în curtea din spatele ministerului. Arătați și cum unii bugetari sunt mai egali decât alții. La aceeași carieră, profesorii câștigă mai puțin decât funcționarii, dar și mai puțin decât actorii, care și ei câștigă oricum foarte puțin. Vă aștept de la 18. 3 ore îi scot din minți. După ce am stat cu 7 jandarmi, vă dați seama, nu mai am nicio problemă. Aia se cheamă gardă pretoriană, Anca. 7 jandarmi să-l apere pe Rafila, de el însuși. Da, bun. Ne vedem mâine la ora 16, în 100%. Să aveți o zi liniștită, dacă se poate.